Fortificațiile militare și cetățile din spațiul românesc, în special cel extracarpatic, sunt în prezent niște ruine care amintesc de vremea când acele structuri de piatră asigurau continuitatea statelor medievale românești, locuri ce păzeau puncte strategice, hotare sau puncte de trecere. uite te până la final și apoi scrie-mi în comentarii care este cetatea ta preferată din video și de ce. La începuturile Valahiei și Moldovei, cetățile se aflau un număr foarte redus și erau moștenite de la statele care au controlat în trecut această zonă, precum cetatea genoveză de la Marea Neagră, cetatea albă. Țara românească a avut mai multe capitale, însă de departe Târgoviște a purtat cel mai mult titlul de capitală. Mircea cel Bătrân este cel care construiește o curte domnească în acest loc extrem de important, fiind la intersecția mai multor drumuri comerciale. Cu toate că Mircea este cel care a pus bazele cetății, cel ce a construit Târgoviștea, cum o vedem noi în această reprezentare, a fost Vlad Țepeș, la ordinele căruia a fost construit turnul Chindiei. Intrarea în curtea domnească se făcea doar pe podul de lemn, construit peste un șans de 5 metri adâncime, podul putând fi ridicat în cazul unui atac, pentru a îngreuna accesul atacatorilor. Cu toate acestea, se vede și în imagine că Târgoviștea avea destul de multe fortificații din lemn, care puteau să ardă foarte ușor. Această capitală medievală nu era vreo fortificație impresionantă sau greu de cucerit, precum următoarea cetate valahă, Giurgiu. Această cetate a fost construită tot de abilul voievod Mircea I, scopul ei fiind clar, să apere muntenia de năvălirile turcilor, care în această perioadă au ajuns să aibă graniță cu țara românească. Autorul cărții care stă la baza acestui clip a menționat că Mircea era atât de mândru de cum se prezenta cetatea construită de el, încât prefera să primească solii străini aici, în loc de capitala lui, Curtea de Argeș, sau viitoarea capitală, care la momentul acela era reședința domnească a fiului său, Mihail, adică Târgoviștea. Problema cu această cetate era că Mircea avea dreptate. Era o cetate superbă a cărei rol era mult prea important pentru a rămâne sub controlul domnilor români. Deci turcii au cucerit-o spre sfârșitul domniei lui Mircea, voivozii români recucerind-o de câteva ori, mai ales cei mai războinici dintre ei precum Vlad Dracul. Alți domnitori au preferat să o cucerească și apoi să o ardă, precum Vlad Țepeș. Dacă tot l-am menționat pe Țepeș, o să aduc în discuție și reședința lui Dracula, Cetatea Bran. Această impresionantă cetate de piatră a fost ridicată probabil în 1377 de către sașii din Brașov, având rolul de a apăra hotarul cu Țara Românească. Această cetate nu a fost niciodată deținută de Țepeș, dar a fost deținută de bunicul său, Mircea cel Bătrân, primind o cafeudă de la suzeranul său, regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Istoricii de la Corpus Draculianum au confirmat că nu există vreo dovadă că Țepeș să fi intrat vreodată în această cetate, dar rămite să fi locuit vreo vreme acolo. Haideți să trecem acum la celălalt stat medieval românesc, Moldova, acest stat a fost format de regatul Ungariei ca o marcă de apărare împotriva tătarilor care foloseau această zonă de bază pentru pregătirile campaniilor de jaf. Însă, după cum știm cu toții, voievodul Mureșan Bogdan, aflat în conflict cu regele Ludovic al Ungariei, trece carpații și îl înfrânge în luptă pe nepotul lui Dragoș, Sas. Astfel se naște Bogdania, sau Moldova independentă. Bogdan a înfrânt mai multe oștiri maghiare, regele fiind ocupat cu războaiele din celelalte părți ale regatului său, însă în 1370 situația geopolitică se schimbă radical. Regele Ludovic I al Ungariei moștenește și corona Poloniei, formând o uniune personală sub sceptul său, iar Moldova era acum amenințată și de la apus și de la miază noapte. În aceste condiții, voievozii moldoveni încep să fortifice în nordul Moldovei, zona de legătură între Ungaria și Polonia. Astfel vor apărea formidabilele cetăți de la Neamț și de la Suceava cea din urmă fiind aleasă drept cetate de scaun și reședință domnească. Voievodul căreia ei se atribuie construirea Sucevei este Petru al doilea mușat, care a asigurat protecția Moldovei prin încheierea unui tratat de vasalitate cu Polonia în 1387, care acum avea din nou un monarh diferit față de cel din Ungaria. Astfel, asigurându-se că Ungaria nu va putea invada Moldova, cel puțin nu cu ușurință. Cetățile Suceava și Neamț au rezistat eroic în 1476, când cuceritorul Constantinopolului a invadat Moldova și s-a întors fără să cucerească nicio cetate moldovenească. Însă cetatea de scaun va începe să se deterioreze în perioada nepotului lui Ștefan, Alexandru Lăpușneanu, care poartă mai multe lupte cu boierii trădători, într-un final otomanii ordonând incedierea cetății pentru a slăbi puterea defensivă a moldovenilor. Alexandru s-a conformat, însă s-a asigurat ca distrugerile să fie minime, Cetatea supraviețuind însă a început să-și piardă din importanță, capitala țării fiind mutată apoi la Iași, un important târg însă lipsit de apărare, neavând fortificații. În 1675, turcii mai bag ofisă și ordonă din nou distrugerea Sucevei, iar din păcate pentru istoria și patrimoniul nostru le-a reușit, cetatea ruinându-se. Cetatea de la Neamț va fi și distrusă în 1717 de către domnitorul Moldovei în cadrul unui război austro-turc. Întreptându-ne spre Marea Neagră, regăsim Cetatea Albă, primul oraș cetate al Moldovei, care era de o diversitate etnică și religioasă ieșită din comun pentru acele vremuri. În ea trăiau genovezi, moldoveni, mongoli, bulgari, greci și evrei. Cetatea dispunea de ziduri de piatră, fiind înconjurată de un șanț adânc săpat în stâncă, iar bineînțeles că pentru a intra în cetate trebuia să treci și peste un pod mobil, precum la Suceava și Neamții. Pe malul drept al brațului Dunării, numit Chilia, se afla cetatea Chiliei. Incredibil, nu? Cetatea debutează în istoria românilor odată cu momentul în care Mircea cel Bătrân preia controlul asupra cetății. Probabil că după moartea lui Mircea, voivodul Moldovei, Alexandru cel Bun, intră în posesia cetății pentru ca fiul său, Petru al III-lea, să-i ofere cetatea lui Iancu de Hunedoara, care l-a pus pe tronul de la Suceava. Între timp, pe tronul moldovean ajunge Ștefan cel Mare, care în 1462 va lua cu asal cetatea de pe uscat, asistat pe mare de navele otomane. Cetatea, deși deținută de coroana maghiară, era un element cheie în sistemul defensiv al țării românești, care la vremea aceea se afla în plină invazie otomană, în războiul lui Țepeș cu turcii otomani. Ștefan a reușit cu succes să fie rănit grav la picior și să fie respins de apărătorii maghiari și valahi. Însă, cum știm cu toții, Ștefan nu ar ajunge cel mare dacă nu renunța așa ușor, nu? Prin urmare, în 1465 i-a coasat cetatea din nou, de data aceasta cucerind-o după doar o zi. Chilia va rămâne cunoscută drept Chilia Veche, pentru că în 1470 Ștefan a construit în 3-4 luni o cetate identică cu cetatea albă, pe partea cealaltă a brațului Chiliei, deci cetatea va fi numită Chilia Nouă, pentru că cea veche a fost distrusă la ordinele voievodului, pentru a elimina orice pretenții maghiare, muntene sau chiar otomane de a controla vechea cetate. Cu toate acestea, Ștefan s-a putut bucura doar 14 ani de Chilia Nouă, pentru că în vara anului 1484, Baiazid al doilea ia cu asalt cetatea și reușește să o cucerească, doar pentru a face același lucru și cu cetatea albă, condamnând Moldova la a rămâne o țară fără ieșire la mare, dar știați toate astea din episodul de săptămâna trecută, nu? Din nefericire, cetatea Chiliei nu a rezistat până în prezent, fiind distrusă undeva prin secolul al XIX-lea. Însă, cetatea albă a supraviețuit istoriei, putând fi vizitată, cel puțin pe timp de pace, pentru că este situată în Basarabia de Sud, actualmente Ucraina. Din păcate, episodul de astăzi se încheie aici. Însă, nu uita să lași un comentariu cu cetatea ta preferată. Și să te asiguri că ești abonat și că ai apăsat și clopoțelul de lângă, ca să fii sigur că primești notificare în fiecare duminică atunci când postăm.